Salutare, dragi prieteni, apicultori și neapicultori! Astăzi suntem în 5 martie și vreau să fac o verificare, să vedem cum stăm cu albina. Săptămâna asta am avut căldură, albina a ieșit la treabă, a adus polen, nectar nu cred că aduce pentru că nu prea are de unde. Le-am pus săptămâna trecută vitamină și turtă de zahăr. Aș vrea să văd acum ce au făcut ele într-o săptămână. Am pus pe aici bolovan greutesc, a bătut vântul foarte tare. Și zboară vântul polistirenul. Aș vrea să vedem ce se întâmplă și datorată faptului că eu am pus, după cum știți, pe 14 ianuarie am rugat proteină. Mulți au spus că nu-i bine, eu m-am riscat, știam că vine primăvara de vreme, datorată ciorilor. Haideți să vedem. Haideți să vedem cum stăm cu albina. Știm că am avut un an apicol foarte, foarte prost, 2020. Anul ăsta o să fie mult mai bun. Ținând cont de ceea ce se întâmplă cu vremea. Deci, săptămâna trecută le-am pus o turtă de vitamine și una de zahăr. Le-am mâncat pe amândouă. Cu toate că în stup am destulă miere. Deocamdată nu le-am mai băgat proteină pentru că ele aduc foarte mult polen. Stau în sat și aici flori sunt destule care au început să înflorească. Și aș vrea să văd cum stau cu albina. Deci am 2, 4, 6, 8 rame. Am intrat cu 9, dar una am mutat-o în altă parte pentru că aveam miere puțin, am scuturat albina aici. Aș vrea să văd cum stau cu albina pe ultima ramă ca să ne dăm seama de cum avem albina în stup. Dacă ultima ramă e bogată în albină, înseamnă că... Da, tate! Bine, fii cu minte acolo că am stupul desfăcut, da? Ia să vedem. Nu mă un pic, te rog. Deci pe cele 8 rame, vedeți aici am diafragma. La asta nu i-am băgat diafragma de polistiren, pentru că la început avea rame mai multe. I-am băgat polistirenul doar în față, aici am lăsat o diafragma de lemn. O să ridic ultima ramă, aceasta este ultima ramă. Și văd că deja e plină de albină, asta încă are miere pe ea, dacă vedeți are coronița, e 3 sferturi cu miere. Nu prea au mâncat mierea, după cum sclipește pe aici am impresia că ele aduc și ceva nectar. După cum vedeți și pe partea asta cealaltă. Ei, salut, Eleadoru! Ok? Deci am văzut cum arată ultima ramă. Dacă ultima ramă se prezintă așa, înseamnă că și celelalte rame se prezintă la fel de bine. Mă uit pe fundul stupului că nu am albină moartă. Stupul este cu sertar. Cu sertar de desubt, ok? Pe care v-am arătat săptămâna trecută că l-am izolat. Ia să vedem cum stăm cu următoarea ramă.
Am jucat o carte în primăvara asta, de fapt în iarna asta, punându-le pe 14 ianuarie proteină, cu toate că nu prea era indicat, să spunem. În cazul în care frigul continua, nu prea era bine. Ia uitați și aici. Deci asta este cea de-a șaptea ramă. Și pe o parte și pe alta.